De aici a găsit un mouse pe care îl reciclează într-o pungă specială pentru deșeurile electronice. Fetița de aici se ocupă și ea, dar cu colectarea deșeurilor de sticlă, iar băiețelul cu ce a hârtiilor. Dacă vrei și tu să trăiești într-un mediu cât mai sănătos și mai curat, reciclează cât mai corect. Da. Are o mare are împreună cu cealaltă colega noastră, Lucia Luca. Mulțumim. O rubrică, făcut desenul, Mario. Bravo. O rubrică în ziarul nostru, Fashion Junior. Iar acum vreau să vă mai spun că au mai rămas 4 concurenți în cursa pentru locurile 1 și 3. Și sincer să fiu, sunt curioasă, dar până atunci